Potrivit Direcției de Sănătate Publică Galați, la nivelul județului nostru, din sumele plătite de pacienți la externare s-au colectat 126.565 de lei. La începutul anului 2013, Ministerul Sănătății a emis un ordin prin care introducea coplata pentru persoanele care se externau din unitățile spitalicești cu paturi. Chiar dacă banii strânși nu reprezintă decât un procent relativ mic, suma care intră în visteria spitalelor este mai mult decât binevenită. S-a strâns o sumă de 126.000 de lei, cea mai mare sumă fiind adunată la nivelul Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Apostol Andrei, respectiv 71.000 de lei. Celelalte unități spitalicești au adunat sume mult mai mici, care au intrat în bugetul unității, fiind devenind venituri proprii ale spitalului, bani pe care spitalul îi poate folosi pentru achiziția de medicamente, materiale de curățenie sau orice alte nevoi ale spitalului. Cu toate acestea, raportat la numărul de paturi al Spitalului Județean din Galați, din banii colectați lunar din coplată, ar veni fiecărui bolnav în parte câte 20 de bani.